Cetatea medievală din Drobeta, Turnul Severin, este redeschisă publicului începând de astăzi, după o pauză în care i-au fost aduse îmbunătățiri și investiții. Cetatea este pregătită să-și primească primii oaspeți, aceștia fiind chiar edilul orașului Marius Creciu, împreună cu viceprimarul Daniel Cârjean. Pe Dunăre în jos, pe un mal frumos, mândră și semeață, se ridică cetatea Severinului, cea mai frumoasă moștenire medievală a orașului. Aceasta a trecut printr-o serie de îmbunătățiri, de aceea a fost închisă pentru publicul larg, însă de astăzi este redeschisă, prețul unui bilet fiind doar 3 lei. Pregătiți să primiți turiștii? Da. Da? Primii doi turiști ai municipiului, primarul și viceprimar. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Cetatea medievală se numără printre cele mai importante monumente ale Drobetei și de aceea se leagă celelalte două numere găsite în denumirea orașului Turnul Severin. Locul este plin de poveste și ascunde în spate foarte multe fapte istorice care au definit poporul român. Istoria cetății este bogată și a lăsat în urmă nenumărate povești. Un colecționar care a făcut... E cel care a făcut Muzeul Brestelor din Sighișoara, 15 Breste. Un foarte mare colecționar și un iubitor de lucruri tradiționale și am apelat la el pentru a ne face un atelier arhaic. Un țăs de la Zveșor. Un are, mai are. Și de ce? Pentru că fie ele sunt vechi, sunt autentice și au caracter muzeal. Vine turistul și spui ceva despre ele, din Oltenia, din Ardeal. Au o frumusețe a lor muzeală. Pentru îmbunătățirea cetății au fost folosite atât fonduri europene, cât și fonduri locale, cu ajutorul cărora au fost achiziționate costume, tunuri și diverse obiecte din perioada medievală. Cum cetatea este pregătită în adevăratul sens al cuvântului pentru a-și primi turiștii, s-au făcut câteva îmbunătățiri, câteva investiții aici? Da, pot să spun că am rebranduit-o puțin. Într-adevăr, din această perioadă, intrarea la cetate va fi cu bani, pentru că până acum pe fonduri europene am fost obligați să nu luăm niciun ban, dar din acest moment va fi cu intrare și am hotărât că este bine să intervenim și să îmbunătățim atât infrastructura, cât și produsele care sunt expuse aici la cetate. Sunt două feluri de fonduri folosite, fonduri europene și fonduri locale. Am cumpărat tunuri, s-a cumpărat recuzită, haine. Copiii noștri pot să vină și să învețe istorie aici. Primarul orașului Drobeta, Turnul Severin, susține faptul că în contextul în care pandemia va permite acest lucru, orele de istorie să fie susținute în cadrul cetății medievale, pentru ca elevii să înțeleagă mult mai clar detaliile și informațiile referitoare la acea perioadă. Mai exact, cred că după 6 ani de zile, că cetatea s-a deschis în mod oficial în 2015, după 6 ani de zile putem spune că astăzi, într-adevăr, cetatea este cu adevărat pregătită să-și primească turiștii, având în vedere că în interiorul cetății avem fie obiecte cumpărate pe fonduri europene, fie obiecte cumpărate pe buget propriu, toate aceste artefacte medievale, să le spunem așa, arme, armuri și nu numai, sunt destinate să facă, până la urmă, deliciu publicului, că asta ne dorim, ca toți vizitatorii care vin aici, fie că sunt severineni, fie că sunt din afara granițelor județului sau chiar al țării, acești turiști să aibă ce vedea la cetatea medievală a Severinului. Această structură muzeală a cetății este doar un palier. Vor urma și elemente culturale, cum ar fi concerte și filme medievale, dar și ateliere pentru copii în care aceștia pot să învețe dansuri medievale, dar și să tragă cu arcul. Avem mai multe spații expoziționale, expoziții în aer liber, cum este salonul Teutonic, cum este sala Mircea cel Mare, cum este bazilica, cum este atelierul arhaic, spații în care vizitatorii pot vedea anumite elemente cu simbolistică istorică medievală predominant. Aceste expoziții în aer liber vin să aducă un plus, o zestre culturală și istorică cetății, să mărească atractivitatea față de turiști. Primarul dorește să creeze un spațiu prielnic atât pentru cei tineri, cât și pentru cei mai în vârstă, un loc de relaxare, dar și de îmbogățire a cunoștințelor despre istorie.